Păi e un car cu o femeie dezbrăcată pe el. Salut, bă, sacalilor, ce faceți? Scuze că a trecut aproape o săptămână de când am mai postat, nu sunt obișnuit să fac asta, nu vreau să fac asta, bă, dar Bacău 75 de grade, deci tot ce făceam era să mă trezesc dimineața, mâncam și mă culcam la loc. Atât am putut să fac, înțelegi? Vă dați seama că nu se putea să nu filmez și eu în maiou, că trebuia, frate, odată în vară trebuie să filmez așa. Video trecut v-a plăcut foarte mult ăla cu care e real și care e fake, am găsit un video similar și cum am zis și în videoclipul trecut, deși nimeni n-a reușit, bă, care o să ghicească tot ce se întâmplă aici, are follow pe Instagram de la mine. Hai să vedem 12 iluzii care îți creează creierul, ți-l face cum vrea, ia cum vrea, ia morții mei. Hai să vedem, mai dați preseți, aia așa, da, prezenți, test your brain. Doamne, ăștia, eu nu prea am creier, deci o să fie greu pentru mine să fac video ăsta, dar încerc pentru voi. Bun, the faster you can see me, between cuicul, da, frate, hai că încercăm. Hai, Doamne, aștept, cât de repede putem, dacă reușim să facem o imagine în 10 secunde, avem o minte bună, eu n-am una, sper să aveți voi, Doamne, aștept. Here we go, Doamne ăștă. Bun, what do you see? Eu văd o femeie. Nu, văd o femeie și o pasăre. E o pasăre, adică dacă înțelegeți acolo un păun. E o pasăre, e o femeie cu un păun, nu? Girl face, așa, deci femeie, am văzut prima oară femeie. Asta aici, văd, ce mărțime, vă, frate. Arghezi, tuturor arghezi, e o femeie, deci un chip de femeie, asta, văd cu flori, nu? Cu așa, cu mărțime, nu? Da, woman, prima oară, da, așa, e echipul unei femei format din flori și numai, mamă, mâncați așa, mamă, asta era auriu cu alb, așa o văd eu, alții o văd albastru cu mov, eu mai știu cum ce vedeau aia. Stai, așa, deci așa că trebuie numai așa că am cărțile aici, că eu n-am calitate de YouTuber, deci ori o vezi negru cu albastru, ori o vezi albă cu gold de ăsta, știi, cu auriu, așa o văd eu. Agiole, că morții mei facem, Doamne ajută, știi, cum ropa asta, deci ghicesc tot cum se ghicește, să-mi dea mai greu, bă, că... Mamă, stai așa. Băi, e complicat. Deci văd un câine și o pasăre. Un tucan de la. Tucan se numai da, un câine de... Dar nu știu ce văd prima oară. Văd tucanul mai bine decât câine. De băr, da, mă, era o pasăre. Dar nu știu, așa văd eu mai bine. Cum adică ce văd? A, mâncat! Băi, e un cal cu o femeie dezbrăcată pe el. Mânca așa, da, cal, na, că îmi iau și eu. Woman, toată ziua, mă, lasă-mă cu cai, că mi-e plac astea, știi? Mânca, na, stai, că nu mai pot, ești prost, stai așa. Stai să-mi fac un pic de vânt, că dacă nu văd ce trebuie, nu e bine, deci să mor, lasă-mă ușor. Deci îmi fac cu buletine, cu carnetul de note, două chestii pe care le-am folosit în viața mea. Bă, dacă, nu vreau să judec, poate malformație genetică, eu nu văd decât, nu știu care piciorul e, are trei picioare. Mai sunt unii dintre noi care au trei picioare. Dar nu vă gândiți la prostii, v-am zic oamenii din Cernobâl, Doamne ferește, m-am uitat la serial, bă, genial. Dar nu știu ce o să răspund, eu o să zic că o fată cu trei picioare, nu știu, stă jos, că nu-mi dau seama, să mor, aici am picat, deci gata cu follow pe Instagram, Doamne ajută, ce-o fi, stai să văd. Deci poți să vezi ori o fată cu un vas în mână, ori o femeie cu trei picioare. Păi, dar eu văd trei picioare, adică îi văd și vasul, dar eu văd de aia, de ăsta așa, din mijloc, tige, opa! Așa e cu piciorul ăla din mijloc, așa e, cum să nu-l observ, mâncați, dar nu înțeleg eu perna, nu-mi dau seama. Gata, nu mai zic nimic, ce vă, mâncați, stai că... Iisus, deci eu îl văd pe, nu, Iisus, ba nu, Maica, eu îl văd pe Iisus, nu știu, stai să văd ce e aici. Deci eu, Jesus Christ! Damn! Deci dacă l-ați văzut pe Iisus, sunteți... Bă, păcătoșilor, diabolicilor, mă. Bă, și eu credeam că mă înșel, mă, dar nu, bă, deci Domnul nostru Iisus Hristos arată peste tot, nu fiți nebuni, mă. Da, asta e de la aia cu Toblerone, știi, gen să mor eu, dar asta o știu, dacă o să vă uitați atent, o să vedeți un urs. Deci o să vedeți ursul ăla, nu înte, o să stai că o să scrie aici. Când am văzut în viața mea, deci am văzut o memă și după am dat seama că era un urs acolo. Era o munte. Mama, asta mai văzut eu. Mamă, deci aici ori vezi o femeie bătrână, stai așa, ori nu știu ce. Nu pot să mai văd altceva. Nu pot să mă mai concentrez, să mor. Hai să văd ce era. An old woman, an young lady. Cum, bă, young lady? Stai așa o leagă. Nu, că eu încerc să-mi dau seama unde e lady. Adică trebuie să nu te mai uiți la nasul ăla, cred. Că nu știu. Stai să văd, nu. Deci eu nu plec de aici până nu. Oricum aici locuiesc. Deci nu plec de aici până nu fac asta. Un Doamne iartă-mă, asta femeie tânără. Bă, nu înțeleg. Stai că vreau să observ. Văd un goblin, un dragon. Dar nu văd o femeie tânără. Bă, deci cred că am probleme rău. Nu știu, văd nasul ăla așa, știi, care vine așa. Bă, știi, că așa, tronchi. Și acum facem partea a doua cum ar veni. Dar o să dau aici, o să selec frumos la viteză 2. Deci o să se înjumătățească totul. Hai, vedem ce o să iasă. Care nu ghicește, mă, să ai grasă. Vă zic de pe acum. Hai, vedem. Here we go. Doamne, ăștia, ce văd? Deci, mamă, ce rapid îți duce?
ce? Bă, Iisus cu un copil, nu Iisus, un cuplu. Ce, un cuplu, uite, baby, două. Ce mă, văd o broască? E o broască, nu mai văd nimic altceva, să mor, să-mi prost rău, deci așa, horse. Unde horse în mor? Bă, e prea complicat, bă, nu trebuie să mai, bă, ce văd, deci văd colivie cu păsările, le dau de mâncare și o fată, o femeie, deci să mor, acolo e o femeie, viața e mama mea acolo, să mor dacă vrem, deci e mama, da, e flying bird, așa, bun. Ce văd, văd un cal, un cal, nu e un cal, un măgar, un măgar, nu e un măgar. A donkey, a seal. Cum să... A, da, mă, uite, deci era... Am înțeles, deci aici e o țigară cu un pește. Eu fum, mă, fum de pește. Asta e, nu? Smoke, deci ambele, știi cum sunt deștept. Bă, mă, dar nu pot, e turnul Eiffel cu o femeie, cu... E tristă, e mama mea care e supărată pe mine. Aia acolo, nu? A girl, așa. A girl, a, era și o fată. Ce văd acolo, mânca? A, e lui... Deci văd basket, fotbalist cu o mână lungă, nu? Aia era. A very long arm. Păi, dar cum? E iluzie optică, mânca? Bă, nu mai... Stai, lasă-mă, leacă. Deci videoclipurile astea nu sunt pentru mine. Deci prea mult îmi folosesc mintea. Eu nu sunt obișnuit să folosesc atâta mintea într-o singură zi. Deci eu în 10 minute cât am filmat am folosit mintea mai mult decât îmi folosesc într-o săptămână. Deci dacă fac asta, Doamne ferește. Deci nu trebuie să mai filmez înainte de bac, că numai nu mai fac nimic. Da, Doamne, asta e... Mamă, ce... Ai, mânca... Un urs polar? Nu polar, un urs panda. Nu e panda? Panda, ai, urții. Doamne, așa, mulțumesc, Iisuse. Și asta, o pasăre, o rață. E o rață, nu, o rață trebuie să mai fie ceva, că numai... A rabbit. Unde e rabbit? Stai, eu nu văd rabbitul, stai așa. Bă, stai, explicați-mi unde e rabbitul, eu văd doar un cioc. Deci nu văd iepurașul să mor. Bă, nu, că deci eu nu plec de aici, de bani, locuiesc aici, am pat, am mâncat. Deci eu nu plec de aici până nu văd de... l-am văzut. Ce văd aici? Văd un cuplu și atât. Un cuplu... Unde e baby, mă? Aaa, cum stă copilul în pântece, da, mă. Hai, că aici să mor, nu văd nimic, ce să mă... Nu știu ce, văd un ghepard. E Dalmația. Unde e Dalmația morți? Deci care îmi explică și mie unde e Dalmațianul ăla să mor dacă nu le iau aici cu mine să filmăm. Deci le iau aici să filmăm. Deci nu văd. Ah, păi dați văd și eu. Atâta văd și eu. Dar Dalmațianul nu mai vă jur pe viața mea că nu văd niciun Dalmațian. La ora asta doar toți dalmațieni. Da, vă rog frumos să mă lăsați în pace. Nu mai văd nimic. Ești prost de vin, nu văd camera acum. Dar o să vă numai două chestii. Vă jur. Deci în loc de ce văd eu aici? Trei cărți și peste o cameră sau un trepied profesional și o cameră peste ea? Ziceți voi. Da, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. De fapt nu mi-a plăcut nici mie, cum să vă placă vouă, nu știu, sper că, dar n-aveți cum să le ghiciți pe toate, că nici oricum, dacă cineva l-a ghicit, să-mi zic în comentarii, să-mi lase și Instagram-ul, dau un follow, asta e, frate. Nu uitați să lăsați un like pentru corpul ăsta de vară și numai bine. Sper să vedeți ok, să nu vă aveți rabis după video ăsta sau ceva de genul. Un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Pa, bă!